La mănăstirea Cetățuia din Iași a avut loc în Joia Patimilor din acest an Denia celor 12 Evanghelii. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Obșta mănăstirii și credincioșii prezenți au ascultat la finalul slujbei cuvântul de învățătură al Părintelui Mitropolit. Taina acestei țări, taina răstignirii, morții și așezării în mormânta Domnului Hristos, este taina pe care noi suntem chemați și cei asemenea nouă să ne împropriem, să ne înrădăcinăm întrânsa și pe cât posibil este pentru mintea omenească să primim sensurile, adâncimile, luminile, rostul, dacă se poate, a ceea ce s-a întâmplat atunci și se continuă neîncetat prin jertfa liturgică la dumnezeiasca liturghie. În această seară, precum și în ziua de mâine, suntem chemați să înțelegem cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care a spus: și eu nu cunosc decât pe Hristos și pe acesta răstignit. În Sfânta și Marea Vineri, când în toate bisericile se va cânta Prohodul Domnului, înalt preasfințitul Părinte Teofan va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași. Slujba Prohodului va începe de la ora 18.